Sistemul școlar de fapt îi învață pe oameni să fie săraci. Sistemul școlar niciodată nu te va învăța despre bani. Sistemul școlar este conceput pentru a te programa să fii un angajat, un medic, un avocat, un specialist, dar niciodată nu te va învăța despre bani. Tatăl meu conducea sistemul educațional. Avea doctoratul și toate lucrurile astea. Am venit într-o zi acasă și l-am întrebat: de ce nu învățăm despre bani la școală? S-a uitat la mine și a spus: pentru că guvernul nu ne lasă să predăm acest obiect. Guvernul ne spune ce putem preda și ce nu putem. M-am gândit și mi s-a părut ciudat și l-am întrebat: dar nu mergem la școală să aflăm mai multe despre bani? Și mi-a răspuns: nu. Treaba ta este să-ți găsești un loc de muncă. Sărăcia este transmisă din generație în generație. E învățată în familiile voastre și clasa de mijloc este predată în familie. Oamenii care chiar acum stau acasă și sunt în dificultate financiară sau sunt îngrijorați din cauza banilor sau sunt nefericiți, ei pot face o mulțime de bani, dar sunt nefericiți cu ceea ce fac. Probabil așa le-a fost transmis. Superegoul tău a fost învățat să audă: obține o slujbă, muncește din greu sau nu vei fi niciodată bogat sau bogații sunt răi și așa mai departe. Până când nu-ți schimbi mentalitatea, banii nu te vor ajuta, nu? Corect. Vedem cum oamenii care câștigă la loto și cei care câștigă mai mulți bani încă au aceleași probleme pentru că au același suflet de om sărac. Corect. Dacă ești sărac, vei fi mereu sărac. E foarte greu pentru oameni să înțeleagă. Da, banii vor dispărea atât de repede, la fel ca majoritatea sportivilor profesioniști. Ei fac milioane de dolari, iar 65% sunt în faliment 5 ani mai târziu, pentru că provin din familii sărace. Acum le spui acest lucru și ei se supără foarte tare pe tine. Este vina bogaților, voi m-ați jupuit, guvernul m-a jupuit de bani. Dar din păcate, așa cum spunea domnul Lipton, este moștenită genetic. Acesta este lucrul înfiorător. Din momentul în care ești plătit, gândești ca un angajat. Aceasta este capcana. Antreprenorii lucrează gratuit. Când accepți regularitatea salariului, creierul tău este mort. Atât timp cât îți este foame, vei gândi. Știți, oamenii îmi spun: de ce nu dai bani săracilor? Unica problemă este că acest lucru creează mai mulți oameni săraci. Dă unui om un pește, el va pescui sau va mânca o zi. Dacă îi dai unui om un pește, vei avea mai mulți oameni care își vor dori mai mult pește. Dar tu învață-i să pescuiască. Dar sunteți un Robin Hood al cunoașterii, deoarece v-am văzut cum oferiți aceste cunoștințe. E adevărat că oamenii bogați se încruntă și spun: nu le spune asta, Robert? Da. Nu le spune oamenilor ce știi. Menține-i săraci. Săracii vor fi mereu printre noi, pentru că totul începe de aici. Sărăcia este în cuvintele lor și cuvintele lor devin trup. Iar când spun nu-mi pot permite sau nu pot face asta, ei se îngroapă, ei devin ceea ce-și spun. Întâlnesc o grămadă de oameni: nu-mi pot permite, crezi că sunt făcut din bani? Tatăl meu cu doctorat spunea: crezi că sunt făcut din bani? Nu-mi pot permite asta. Și tatăl meu bogat ar spune: de aceea e sărac. Oamenii săraci spun: nu-mi pot permite, nu pot face asta, nu am timp, pentru că este o renunțare, este o abandonare. Este ușor să spui: nu-mi pot permite, sau eu sunt obosit, sau nu pot merge la sala de sport, când de fapt ai putea merge la sala de sport, dar nu pot. Adevărul este că sunt prea leneș pentru a merge la sală. Preferă să fie precaut și să nu-și expună viața unor riscuri. Corect, am jobul asigurat. Exact, și ce obișnuia să spună tatăl tău bogat în loc de nu-mi pot permite? Cum îmi pot permite? Cum pot face acest lucru? De ce am nevoie? Sau de ce aș face asta? O întrebare deschide o minte, o declarație închide mintea. Deci când spui nu-mi pot permite, mintea ta se oprește și tu devii ceea ce spui. Oamenii spun: banii nu sunt atât de importanți pentru mine. Atunci dacă banii nu sunt atât de importanți pentru tine, banii nu sunt importanți pentru tine. Sau nu-mi pasă de bani, banilor nu le pasă de tine. Cuvântul devine trup. Sau nu voi fi niciodată bogat. Sau cea mai des folosită este: bogații sunt lacom. Cei săraci sunt lacom, dacă te gândești la asta. Deoarece pentru a fi bogat, trebuie să dai ceva. Eu a trebuit să produc cărți, jocuri de masă, am investit în imobiliare, am asigurat locuințe, am oferit locuri de muncă și toate astea. Și de aceea sunt bogat. Dar oamenii lacom nu produc nimic. Oh, nu, bogații sunt lacom. Și eu le spun: amatorilor, fiți atenți că atunci când arătați cu degetul, celelalte 3 degete sunt îndreptate către voi. Așadar, după cum știm, avem o problemă cu atitudinea față de cei bogați astăzi. Cu toții avem frică, pentru a fi sinceri, tuturor ne este frică. Important este cum gestionăm această frică. Știi, Einstein zicea: imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Dar cunoașterea împuternicește imaginația. Iar ce le lipsește majorității oamenilor este adevărata educație financiară,
cum ar fi contabilitatea, cum ar fi creanțele, taxele, impozitele. Trebuie să cunoști chestiile astea, doar că ele nu sunt predate în școală, nimănui. Oamenii care se tem să facă greșeli, așa cum învață la școală, nu cresc niciodată, pentru că spiritualitatea înseamnă există bine și rău, există corect și greșit, există urcușuri și coborâșuri. Cei mai mulți oameni vor doar să aibă dreptate sau vor doar să fie pozitivi. Ei bine, nu pot avea asta, nu face parte din realitate. De fiecare dată când eșuam, îmi spuneam, ok, bine, hai să văd ce am învățat. Motivul pentru care persoana de rând este săracă este pentru că nu a eșuat. Joacă atât de precaut încât nu a făcut nicio greșeală, așa cum a fost învățat în școală. Asta înseamnă că nu a învățat nimic. De aceea sistemul școlar este, de fapt, fundamental corupt. Este anti-educație. Cred că ceea ce fac majoritatea oamenilor este să se lase influențați de părinții sau prietenii lor în deciziile pe care trebuie să le ia în viață. Se tem atât de mult de nereușită. Dar eșecul este modul în care reușim. Școlile noastre ne pedepsesc pentru greșeli. De aceea avem atât de mulți oameni care se tem atât de mult să recunoască că fac greșeli sau se tem de eșec.